Eu sunt Andrei Pop și sunt managerul proiectului Școala de Afară Pătratul Fără Laturi. Noi la Inceptus România scriem și implementăm proiecte despre oameni. Proiectul acesta este despre oameni mici, despre copii din 3 școli din județul Cluj în risc de abandon școlar. Noi am oferit în cadrul proiectului 3 activități importante. Am încercat să lucrăm direct cu copiii, cu ajutorul celor 3 colege specializate în educație outdoor și educație non-formală. Am încercat și am reușit să formăm un număr de 40 de profesori, care la rândul lor vor deveni profesioniști în educație non-formală și am dotat 3 spații din școala Samus, școala din Florești Dumitru Tăuțan și școala gimnazială din Luna de Sus. Ideea programului din care făcea parte proiectul Școala de Afară Pătratul Fără Laturi a fost să creeze un cadru propice în așa fel încât copiii să nu mai fie în situația posibilă sau probabilă a unui abandon școlar. Copiii provin unii dintre ei din familii destrămate sau au părinți plecați în străinătate. Și programul a încercat să creeze un cadru, chiar și după finalul proiectului, în așa fel încât aceasta să nu mai fie o problemă atât de mare. Numele meu este Edith Laslo, fac parte din proiectul Școala de Afară Pătratul Fără Laturi, rolul meu fiind acela de a organiza activități de educație non-formală pentru copiii din cele 3 școli partenere ale proiectului. Fac parte din echipa Inceptus România, iar în cadrul proiectului Școala de Afară, Pătratul Fără Laturi, am luat parte la activitățile non-formale de tip outdoor, alături de elevi. Mă numesc Popovici Antonia și sunt expert activități non-formale outdoor în cadrul proiectului Școala de Afară, Pătratul Fără Laturi. Am avut mai multe tipuri de ateliere care să acopere mai multe competențe. Am avut atelierul Ludos, care presupune joc și mișcare în aer liber, atelierul Art Studio, care presupune dezvoltarea competențelor creative. Am lucrat cu lut, asta a fost o activitate interesantă pentru ei, pentru că la școală nu prea au fost implicați în activități de genul acesta, în care să-și folosească mâinile și chiar să vadă un produs finit al lor. Am dorit foarte mult să le activăm exact partea aceasta ludică, creativă. Ne-am propus foarte mult să-i vedem că se bucură de spațiul școlii, că le place și au idei noi în spațiul școlii. Și în felul acesta încercăm să-i conducem spre o stare de bine, prin care ei să-și dorească să vină și la următoarea întâlnire și la următoarea întâlnire. Sigur, pe termen lung, ideea noastră a fost ca în mintea și sufletul lor să poată să facă această asociere de stare de bine cu ideea de școală. Și în felul acesta să vină mai cu drag la școală și să nu o părăsească. Proiectul Școala de Afară Pătratul Fără Laturi a avut o durată de 14 luni. Grupul țintă al proiectului a fost format din peste 350 de elevi din cele 3 școli partenere, pentru care s-au organizat activități de educație non-formală outdoor cu o frecvență de o dată pe săptămână. Iar ultimele 5 luni de proiect, elevii au beneficiat de 2 ore de activități de educație non-formală outdoor pe săptămână, o dată cu experții Inceptus, o dată cu cadrele didactice care au devenit experți în urma formării în proiect. Educația de tip outdoor are un impact pozitiv asupra copiilor.
pentru că le dă libertate. Copiii nu se mai simt între cele patru ziduri ale clasei. Le dă posibilitatea de a crea, le dă posibilitatea de a spune părerea. Au de câștigat atât elevii cât și cadrele didactice care lucrează pe acest tip de activități. Profesorii au fost de la bun început foarte implicați în proiect, le-a plăcut ideea de activități outdoor, au participat zilnic la activitățile de perfecționare și au folosit în curriculum la clasă ceea ce au învățat. În cadrul programului de formare pentru profesori, ne-am dorit foarte mult să le aducem în atenție, de fapt, o stare de bine și să le arătăm cum poate fi invocată această stare de bine atunci când sunt împreună cu copiii în sălile lor de clasă. Iar atunci când au în minte ora de matematică și acele multe formule sau geografie și acele multe informații, denumiri, date și așa mai departe, cum să găsească o variantă, o metodă prin care să le comunice copiilor astfel încât ei să nu simtă povara aceea a informațiilor multe, ci să fie mai ludic, mai interesant, mai captivant pentru ei. Elevilor care au participat în proiect, cred că le-au plăcut cel mai mult toate activitățile care au avut legătură cu outdoor. Faptul că am reușit să-i scoatem din cei patru pereți ai unei săli de clase, asta le-a plăcut cel mai mult. Și faptul că în acest tip de activități nu le dăm note, nu-i constrângem, totul este voluntar, totul se bazează pe practică, nu chiar totul, aproape totul pe practică, mai puțin pe teorie, și în felul ăsta au putut să-și folosească abilitățile, să se integreze social, că poate unii au comportamente așa mai antisociale la clasă, dar în mediul ăsta liber, fără constrângeri, parcă sunt alți copii. Activitățile care mi-au plăcut mie cel mai mult au fost tot cele care au legătură cu școala de afară, activitățile de tip ludos. Copiii sunt puși în situația de a fi spontani, de a-și asuma responsabilități. Fiecare își dă seama că într-un joc, spre exemplu, fiecare are un rol al lui și pentru bunul mers al jocului trebuie fiecare să-și aducă contribuția. Sunt valorizați în astfel de activități și devin responsabili, le crește stima de sine, se simt în largul lor. Și atunci și mie îmi plac tipul ăsta de activități, pentru că îi văd mai deschiși și mai eliberați de constrângerile pe care le vedem la ei cumva în mediul formal. Mi-au plăcut activitățile în care copiii sunt puși să facă ceva practic, să conceapă un lucru și să ducă la bun sfârșit, să aibă ei produsul final, adică cumva rezultatul muncilor, să vadă începutul și sfârșitul, ceva ce reiese din munca lor. Mi-a plăcut cel mai mult activitățile care presupun autocunoașterea și dezvoltarea personală, pentru că eu consider că a comunica este calea care găsește soluțiile pentru absolut orice. Și în momentul în care reușești să faci o introspecție, să te cunoști mai bine, să comunici cu ceilalți, găsești și calea spre succes, să zic așa. Mi-au plăcut cel mai mult activitățile de gândire critică, pe acestea le practic cel mai des cu copii, pentru că mă ajută și pe mine să înțeleg și îi ajută și pe ei să se exprime, să își exprime părerile. Au fost multe activități, diversificate, zic eu, utile, foarte interactive, dar cel mai interesant atelier a fost atelierul Masca. Copiii au avut de confecționat o mască prin care au putut să vadă cine sunt ei de fapt, pentru că copiii și-au desenat masca lor. Mie mi-a plăcut o activitate de educație pentru sănătate. Au desfășurat fetele din proiect o activitate de prim ajutor
și pentru mine aceea a fost una dintre cele mai bune activități. Una din activitățile preferate de copii a fost modelajul din lut, din argilă. Am folosit mai multe tipuri de lut, unul de tip sintetic, altul natural și a fost interesant să văd cum copiii au sesizat diferența și au cerut să folosească noroiul, lutul de argilă. A fost surprinzător să vezi pe toți cât de mult pot intra în actul de creație, cât de mult le place să experimenteze forme și a fost grozav să-i vezi la final cât de mândri erau de obiectele pe care le-au creat din lut. Și îmi spuneau fiecare dintre ei dacă pot să le ia acasă, pentru că vor să le arate părinților. Și acesta a fost pentru mine iarăși un moment sensibil, dorința lor de a le arăta lumii, părinților, familiei, ce competențe au, ce știu ei să facă, la ce se pricep ei. Ca și cum, am simțit eu în sinea mea, acest lucru nu este neapărat văzut și auzit de către adulții din jur. Mi-a plăcut foarte mult că elevii au fost foarte implicați în activități, în sensul în care și dacă la început erau poate reticenți și nu erau siguri dacă pot să facă o anumită sarcină, am reușit să-i încurajăm și colegii au reușit să-i încurajeze, să-i implice toată lumea. Partea asta de cooperare, de coeziunea grupului a ieșit în evidență în cadrul elevilor din cele trei școli. Cea mai mare satisfacție pentru mine a fost momentul în care un grup de 30 de copii, adică o clasă întreagă de copii, am reușit să îi fac să conlucreze și să colaboreze pentru un scop comun și să uite de câștigul lor personal. Pentru că asta a fost una din experiențele mele care m-a marcat, faptul că copiii își doresc foarte mult să câștige. Se gândesc foarte mult la competiție, se gândesc foarte mult să fie primii, pe locul întâi, în orice situație, chiar și în activitățile ludice. Și a fost o provocare să îi aduc într-un context și într-o situație în care ei să se unească, să colaboreze și să aibă un scop comun. O parte interesantă a proiectului au fost excursiile pe care le-am organizat. Elevii au fost la Porumbac, unde au vizitat Castelul de Lut și Povestea Calendarului. La Povestea Calendarului erau mai multe căsuțe care descriau lunile anului și fiecare avea câte o poveste. Un alt obiectiv pe care elevii l-au vizitat a fost Muzeul Astră din Sibiu. Cu elevii din Școala Gimnazială Luna de Sus și din Școala Profesională Specială Samus am fost la Grădina Zoologică, cu cei de la Luna de Sus la Sibiu și cu cei de la Samus la cea din Târgu Mureș. Excursia prin excelență e o oportunitate de a petrece timp cu colegii, care invariabil sunt și prieteni, într-un alt loc decât la școală, distracție, voie bună, dar a fost și o oportunitate de a și învăța lucruri. Copiii, indiferent că erau în clasă pregătitoare sau în clasa 8-a, am avut impresia că vor să câștige la orice joc, vor să se iasă în evidență, vor să se facă auziți. Sunt încă individualiști și poate ușor egoiști uneori. În excursia pe care am avut-o la Porumbacu, în fața intrării, era un băiat care vindea nuci. Și avea un carton pe care scria: strâng bani să-mi cumpăr o bicicletă.
am rămas puțin în urmă și am lăsat niște bani acelui copil, iar coloana de tineri care se îndreptau spre intrarea în parcul de la Porumbac, cum a văzut, și au venit toți, l-au înconjurat pe acel copil și au dat din puținii bănuți pe care aveau la ei. Și a fost cel mai frumos moment pentru mine în cadrul proiectului Școala de Afară, Pătratul Fără Latul. Sau momentul pe care sigur o să-l țin minte. Eu nu ar fi trebuit poate să mă implic direct prin natura postului meu în activitatea de zi cu zi cu copiii, dar am avut plăcerea să interacționez cu toți copiii din cele trei școli. Mi-a plăcut foarte mult să îi văd cum se bucură de activitățile pe care noi le-am oferit. Și chiar dacă rezultatele sau satisfacțiile se vor măsura poate prin analiza intermediară și finală, am văzut cu ochii mei faptul că copiii se simt mai siguri pe ei, se simt mai bine în mica lor comunitate, în microcomunitatea lor. Ne-am format o relație foarte specială cu copiii din cele trei școli. Ce m-a impresionat foarte mult a fost faptul că de fiecare dată când ajungeam la școală, ei ne așteptau în curtea școlii și erau foarte fericiți că ne văd, ne întrebau tot timpul ce facem astăzi, ce ați pregătit pentru astăzi. Ne-au întrebat de mai multe ori, ok, când se termină proiectul, cumva îi simțeam că erau supărați că se termină. Și și-ar fi dorit să continuăm. Ne-au mai întrebat dacă o să mai avem proiecte de genul acesta pe viitor, dacă o să ne mai revedem. Copiii erau foarte entuziasmați de ce făceam cu ei și își doreau să continue cât mai mult această activitate. Pe termen lung și ca obiectiv pentru folosirea acestor activități non-formale, din punctul meu de vedere, ar fi creșterea frecvenței la activitățile școlare. Copilul, elevul, adolescentul să vină cu plăcere, să identifice școala și prin alte activități decât cele care stăm în bancă și scriem și discutăm și vorbim. Cred că asta este cel mai important. Creșterea frecvenței școlare, chiar dacă sună ca un clișeu. Dar în societatea actuală, una dintre problemele cele mai mari este tocmai frecventarea școlii, educația. Pentru că, din ce cred eu, nu trebuie să fie neapărat adevărat, este că nu se valorizează foarte bine școala, mai ales în anumite comunități. Și educația este, cred eu, singura șansă pentru toți elevii. Cred că ar trebui inițiative de genul ăsta să fie implementate mai la scară largă în România. Mă refer la metode alternative de educație, să nu ne uităm direct la performanța elevilor, să ne uităm și la procesul prin care se dobândesc anumite performanțe și cunoștințe și să ne gândim cât de important este nu doar o notă, ci și zona de dezvoltare emoțională a elevului. Pentru că toți elevii, apropo de analiză, toți elevii în chestionar au răspuns că este foarte important pentru ei ca profesorii să îi înțeleagă și să îi asculte. Eu am încercat să interacționez cu acești copii exact cum mi-ar fi plăcut mie să interacționeze un profesor cu mine atunci când eram în școală. Probabil că mi-aduc aminte de anii de școală cu plăcere, dar mi-aduc aminte și poate de rigiditatea pe care o ofereau profesorii în educație în acei ani. În scurtele noastre interacțiuni, noi am încercat să fim apropiați de ei și să dăm cât mai multe repere și exemple de educație pozitivă, educație non-formală, și simt că am creat niște legături puternice pentru ei în mica lor comunitate.